Ok, deci salutăm și bine mai găsit la un nou episod din Summer Quest împreună cu Daniel, aka DangerLex. What? Aka Hider? Da. Și dacă vă întrebați de ce am skin-ul ăsta prea frumos, în care este... Stai. La mine se vede un nigă. Haide. Scuzați-mi de pauză, dar am avut un pic niște probleme, dar am rămas că skin-ul ăsta l-am primit de la Summer Quest, l-am făcut la mai dimineață. Ok. Și nu știu de ce, dar și de să vă explic, da. De ce are Hider numele în primul rând. Nu am numele Hider, dar da, am numele Hider, dar e cont nou. Și nu e cont nou, e vechi tare. Unești. Nu, noi vechi are level 16. Serios? Da. Da, pe care nici n-am văzut. Da. Da, are level 16. Bă, de ce nu mai pot să... Stai un pic. A, bă, lol. Ok. Și am 84 pe anot contul acesta, deoarece... n-am avut alt cont și pe contul ăla DangerLex trebuia să fac 15 ore jucate ca să iau o licență, știți? Și mai bine luat contul ăsta de la un prieten, că altul nu l-am. Și da. Și asta are multe chestii, dar are BF-400, dar nu nimic. Am luat mașina asta de pe drum. Da. Și deja, cred că voi face deja gemuri și voi schimba numele. Mergem la... să vedem ce costuri avem. Da. Hai să facem tot Summer Quest-ul pe video. Da. Da, hai. Stai. Deci... Hai să mergem. Stai. /start quest. Unit? Da. A, dai comanda asta. Da, nu te afli, ok, hai acolo. Deci întâlnim acolo, ok? Hai. Stai. Ce? Nu mi-arată checkpoint-ul. Dai GPS și acolo. GPS. Ultima. Ok. Hai. Ne întâlnim acolo. Stai, așteaptă. Să mergem împreună. Ok, și nu știu ce să vă mai zic, dar gata, am dat Phoenix-ul la câștigător. Este Victor. Și el s-a bucurat foarte tare. Sper să rămâie... Chiar a scris în comentarii. Da. Sper să rămâie fericit cu Phoenix-ul. A scris în comentarii la video ăsta, nu? A, da. Când am văzut video. Ok. Bă. Mai zici tu ceva, că eu... Ce să zic? Păi... Sper să... Pot să mai zic ceva. Mulțumim pentru 117 abonați, către abonații vă dăm ambele modpack-uri. Dar să știți că o să filmăm numai cu modpack-ul ăsta și cu Daniel Danger... AK DangerLex. Ok? AK, hai. Da. Și da, mulțumesc pentru 117 abonați, încă 3 abonați și vă dăm modpack-uri. Zice... Da? Zic. Ce am vrut să zic că... cred că o să fie ușor, că, am avut așa o idee, David a avut așa o idee, că să facem, când facem tot quest-ul, să... La editare să punem... Da, fast forward, ca și cum. Da. O să treacă mai repede timpul, că... Bă, 20 de minute ne ia să facem. Da. Cu sintru, săptăi astea... Tu ești acolo deja? Nu, eu sunt pe drum încă. Hai că arde mașina. Pe unde ești? La benzinărie. Hai că... De lângă fermă, acolo, în fermă. În ferma asta micuță. Care era pe alt server. Eu sunt mai în față, dar lasă-mi că vin. Acolo, pe podul ăla, de lângă... Da, înțeles. Hai că... Acolo, am dat-o în bară. Dai că... N-ai ce... Ia uite pe Victor! Salut! Filmăm acum. Zi salut YouTube. Hai salută și YouTube-ul. Ok, YouTube. Vedeți că este cu Phoenix-ul, i l-am dat. Salutare YouTube! Ok. Bine, hai pa. Bine, hai pa. Noi mai vedem. Că nu? Da. Ok. I-am dat Phoenix-ul, după cum vedeți. Băi, dar... Stai. Dacă nu credeți, stai. Deschide... Phoenix-ul. Deschide Phoenix-ul să le arăt la băieți. Deschide, mă! Deschide! Așa. Să vă arăt. Așteaptă, așteaptă. Yeah. Vedeți că este a lui Victor, proprietar. Haide să mergem acolo. Hai că dau go. La plajă, da? Da, da. Noi nu o să facem cu bărcile, că e destul de summer, dar o să facem cu elicopterele. Mie mi se pare super ușor, dar nu la plajă, dar la... cum îi zice? Aeroport? Da. Ok. Hai că vine și Victor după noi. Ok. Păi n-am GPS la aeroport. Dar trebuie să luăm... Serios. Trebuie să luăm un elicopter și să înconjurăm, da? Nu, cât el dă. Nu, că sunt niște checkpoint-uri care treci prin ele și... Ok, dacă zici tu. Nu, nu pe aici, nu pe aici! De ce? Fiindcă nu... Pe aici. Ajungeam mai repede. Pe aici ajungeam mai repede. Bine, dacă zici tu, bă, dar stai că... Scuzați pentru condusul meu foarte miraculos. Ok. Și încă o dată să vă spun că să nu donați pe DangerLex, dar să donați lui Hider. Hider. Dacă doriți, nu mai decât. Da, nu mai decât, că fac bani și singur. Mereu, dar fac. Stai, că pe... Nu. Pe acolo. Ah, da. Mă știu. Ok, vin toți după noi, serios. Toți după noi. Nu, la dreapta! Ăla! Știu și eu drumul tale bine, știi? Opa! Ăsta nu vede? Bă, știi? Na, bă, să mor tu! Știți, sunt niște oameni în samp în care mergi pe contrasens și gen, ei merg pe contrasens și intră în tine și zic că este nav. Apasa eu i-am zis lui Victor acum. Deci care mașină o luăm? Aici, stop! Aici? Da. Aici? Bine, boss. Închide mașina. În cuiu. Da. Start aici, da? Start quest. Da. Așteaptă. Bine, boss. Să alegem Maverick. Mi-ai simplu. Stai, corect, ok. Pe plabă, bă, dar nu, vreau aici. Maverick. Păi, mie nu-mi dă. Mie îmi spune la plajă. Tu ai la plajă? Ok, deci am revenit. Hai că avem 14 din 15. Am pus pauză, fiindcă m-am gândit. Na, plus asta s-a oprit Fraps, nu știu ce avea și toți suntem împreună cu... Daniel, avem 14 din 15, hai să vedem ce luăm, hai să spunem că avem 14 din 15. Scuzați, stați, eu m-am pus la închisoare, m-am pus să mă prins cineva la închisoare, la ceva cu tâiera. Și... ce am să zic? Și te-ai pus la închisoare și... Și am început cam târziu și m-am dus cu bărcile, că nu mi-a dat aia cu avionul. Da. Și m-am dus la bărci și am 18 din 90. 30. Hai că luăm și noi ultimul checkpoint să vedem ce luăm și o să închidem episodul, nu știu. Că tu o să faci doar după episod, că da. Pentru mine. Da. Hai că sunt aproape, vreo 10 metri și 3, 2, 1 hai. Și... Gata! Ce-a luat? Nu scrie. Stai. Hai că nu scrie. De 2 ori l-am completat. Am luat crate de tip Diamond. S-a mortu! Serios! LOL! Poți să-l deschizi? Băi, crate! Îi spun crate de tip Diamond. Nici nu știu cum să scriu să moară Franța. Ok, deci eu am fost David împreună cu Daniel pe serverul nostru preferat, Ruby Nephrite, episodul 13, pa, pa! Pa!